Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel, am văzut de curând o reclamă la o farmacie care avea de-a face ceva cu centenarul. Tot ce am reținut de acolo, multe drapele fluturând. Și pentru că pe 26 iunie sărbătorim ziua drapelului, am zis să facem un episod doar despre el. De când avem acest tricolor și cum a ajuns să aibă el fix trei culori, aranjate așa frumos pe verticală, și de ce tocmai albastru, galben și roșu, păi, hai să aflăm. În primul rând să facem ordine în culori, că doar e simbol național. Adică hai să ne lămurim, odată pentru totdeauna, că steagul României are culorile așezate în următoarea ordine. Două puncte. Pornind de la băț sau lance, avem albastru, galben și roșu. Dacă înainte spuneai roșu, galben și albastru, nu mai spune. Steagul ăsta nu există. E liber de contract și îl poți adopta chiar tu dacă ești suveran, ființă vie, născut viu. Bun, toți ne recunoaștem drapelul de la o poștă. Îl recunoaștem pentru că arată fix așa. Dar de ce așa și nu așa? Sau așa? Ei bine, pentru că atunci când vine vorba de drapel, nu orice albastru merge că așa vrei tu. Da, de ce? Păi pentru că încalci legea 75/1994 privind arborarea drapelului. Legea cu pricina menționează clar nuanțele culorilor drapelului nostru. Două puncte. Albastru cobalt, să nu zici voroneț că nu e la, galben crom și roșu vermion. Și că tot veni vorba de acest roșu vermion, cum apare în lege, dar nu apare în dicționar, avem o precizare. Se scrie vermion, cu doi de lume. Doar se citește vermion. Băi, ăștia care faceți legi. Așa cum o disciplină a istoriei numită heraldică se ocupă de steme și blazoane, vezi episodul 1 despre stemă, când vine vorba de steaguri, această ramură a istoriei se cheamă vexilologie. Vexilologie, disciplina istoriei care studiază steagurile din diferite epoci și țări. Ne poate lămuri oare vexilologia de ce roșu, galben și albastru nu e corect și de ce această greșeală a continuat să persiste, cu puțin ajutor din partea comuniștilor, ce-i drept? Roșu, galben și albastru. Evident că poate. Ba ne explică chiar tot ce trebuie să știm despre drapel. Un strămoș al tricolorului de astăzi apare în timpul domniei lui Alexandru Ghica, care a ales ca drapel de luptă un steag cu față roșie, albastră și galbenă, având în mijloc o pasăre. Ghica se inspira evident din culorile drapelului Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Mai târziu, la Revoluția de la 1848, deviza Liberté, Égalité, Fraternité dădea un sens celor trei culori. Libertate, albastrul cerului, dreptate, galbenul logoarelor și frăție, roșul sângelui. Și iată cum, în sfârșit, după nenumărate încercări de a uniformiza steagurile, se ia în sfârșit decizia ca cele trei culori să fie așezate pe verticală, preluând modelele europene ale vremii, precum modelul Franței, Italiei sau Belgiei. Trei culori, pe verticală, culoarea cea mai închisă fiind lângă lance. Am găsit tot felul de surse care susțin că tricolorul e aici de când lumea și pământul, de pe vremea dacilor, care și-ar fi colorat steagul de luptă, Draco, în roșu, galben și albastru. Fals. Draco ăsta, nu Draco ăsta, era folosit de daci drept standard de luptă, adică tot un fel de steag, având un cap de lup și un corp de șarpe. Draco era făcut dintr-un material care, în bătaia vântului, făcea un zgomot înspăimântător și uite așa dușmanii făceau cale întoarsă pe ei, de frică, și lăsau pe daci în pace. Nu există nicio dovadă care să ateste faptul că dacii și-ar fi vopsit steagurile în albastru, galben și roșu, dar, până la urmă, și povestea asta are un mic sâmbure de adevăr. Zic mic, că de fapt e foarte mic. Prin anul 1848, de care vorbeam mai devreme, ministrul de externe încerca să-l convingă pe trimisul înaltei părți, Suleiman Pașa, nu Magnificul, că steagul cu trei culori nu are nicio legătură cu vreo modă franceză revoluționară. Și pentru că vorba dulce mult aduce, ministrul nostru a dat o cotită că, vezi, doamne, cele trei culori sunt, cităm, de demult străbunii noștri le purtau pe pavilionul lor și pe steagurile lor. Deci ele nu sunt un împrumut și o imitație din prezent sau amenințare pentru viitor. Adevărul este că cele trei culori, albastru, galben și roșu, se regăseau din belșug pe stemele celor trei principate. Distractiv până aici? Hello, I'm Dr. Sheldon Cooper. Welcome to Sheldon Cooper Presents Fun with Flags. Chiar dacă la ora asta aspectele legate de drapel erau cât de cât stabilite, abia pe la începutul anului 1867, mai exact pe 26 martie, adunarea deputaților stabilea ordinea și dispoziția culorilor drapelului. Culorile Principatelor Unite urmează a fi albastru, galben și roșu, așezate vertical. De menționat că stema țării se regăsea doar pe drapelele armatei și pe cele princiare. În
centru, cele civile rămânând fără stemă. Drapelul nostru seamănă izbitor de tare cu cel al Republicii Moldova, cu mici diferențe. În primul rând diferă raportul dintre lungimea și lățimea drapelului, iar în al doilea rând România are albastru cobalt, iar Republica Moldova albastru de Berlin. Da, nici aici nu găsim voronețul. Și că tot vorbim de confuzii, ia vezi tu cum arată drapelul Andorei sau al Ciadului. Dacă Andora are stema pe steag pentru a evita confuzia, e bine, Ciadul nu are. Din acest motiv, ambasada Ciadului, nu de la noi, ci de la Moscova, a protestat oficial la ONU cerând ca drapelul României să nu mai fie arborat. Ia uzi, frate. Isn't that cute? Stai liniștit. În cele din urmă, protestul a fost respins, tricolorul nostru fiind atestat ca drapel al României înainte ca Ciadul să existe. Ne-am săturat în așa hal să fim adunați de politicieni în jurul drapelului pentru cine știe ce discurs în limbaj de lemn despre unitate națională, încât uităm că au fost oameni care au murit pentru a apăra acest steag al nostru. Spre deosebire de noi, adormiți de astăzi, pentru românii care au luptat în războiul de independență din 7778, drapelul României și independența statului însemnau ceva. În atacul din 30 august 1877, capitanul Nicolae Walter Mărăcineanu a căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei Grivița drapelul regimentului 8 linii. Mai târziu, în primul război mondial, garda drapelului din regimentul 83 infanterie Neagoie Basarab s-a luptat cu o patrulă armată germană. Deși i s-a retezat o mână în acea luptă, port drapelul regimentului a rămas acolo până în momentul când ceilalți au venit și au salvat steagul. Pentru acești oameni care și-au dat viața sau mâna pentru steag, ar trebui arborat drapelul în Bernă. Și că tot veni vorba, ce e Bernă? Ei bine, cuvântul Bernă nu există practic în limba română, sau cel puțin nu de sine stătător. Bernă, în sintagma pavilion în Bernă, pavilion drapel național coborât pe jumătate în semn de doliu. El se folosește doar în acest context pentru a marca zilele de doliu național stabilite de guvern. Cele mai recente zile de doliu național au fost 14, 15 și 16 decembrie 2017, în memoria regelui Mihai al României. Vezi episodul 15, Monarhia în România. E util să amintim aici și de cifrul regelui României, care se aplica, pe vremuri, brodat sau imprimat, la colțurile drapelelor de luptă ale armatei, în centrul cărora se afla și stema regală. Stema României a fost scoasă de pe tricolor în anul 1989, când drapelul găurit, fără stemă socialistă, a devenit un simbol al Revoluției. Însă recent, membrii Comisiei pentru Revizuirea Constituției au decis odată cu modificarea Constituției reintroducerea stemei pe drapelul României. Așadar, cine te întreabă, da, drapelul României are stemă. Aici se termină episodul 19. Întrebări, sugestii și, evident, reclamații, mai jos. Abonează-te și dă-mi un share. Se explică în România împreună. Te salut! Ce înfigea În atacul din 30 august 1870, în timp ce înfingea, tricolorul... Și că tot vorbim de confuzii, ia vezi tu drapelul Andorei, chiar am zis Andorei, drapelul Andorei, era folosit de daci de... Un strămoș al tricolorului de astăzi, un strămoș al tricolorului de astăzi, în... Mor de cald!